Cum stau animalele pe lângă om? Firește că sunt animalele sălbatice, dar mai sunt și animalele care sunt ținute under human control sau sub control uman. Ele pot să trăiască în rezervații, spații foarte largi, spații în care ele sunt îngrijite, dar sunt un fel de semi-sălbăticie, însă nu e posibil ca toate animalele să le țină astfel de condiții, condiții ideale de altfel, greu de vizionat, de vizitat, fiindcă densitatea este foarte mică. Sunt grădinile zoologice care mai nou se modernizează prin a oferi spații foarte largi animalelor, chiar și cu niște dezavantaje. Am văzut grădină zoologică de la Lisabona, foarte înghesuită, care grădină zoologică în care animalele stau în spații restrânse, dar sunt foarte ușor de vizitat, vizionat. Am văzut în Suedia și în Germania grădini zoologice, unde abia dacă ajungi să vezi girafa sau leu pe suprafețele mari pe care le ocupă. Însă, din ce în ce mai mult, grădinile zoologice încet să se dezvolte în sensul oferirii suprafețelor mai mari pentru animale. Există și circuri, locuri în care animalele sunt expuse pe suprafețe foarte mici, deținute pe suprafețe foarte mici, transportate destul de frecvent în niște spații normal, corespunzătoare transportului mici și în consecință, din acest punct de vedere al spațiului pentru animalele din circuri, este o problemă. Mai este o altă problemă vis-a-vis de spectacolul de circ. Din cauza faptului că aceste spectacole câteodată depășesc limita și nu numai câteodată, ci foarte frecvent, depășesc limita biologiei speciei respective, au apărut niște curente care și științifice, dar și de bunăstare animalelor, care militează împotriva folosirilor în circuri din cauza faptului că sunt ținute și sunt folosite în niște condiții nefirești. Este nefirest să vezi un elefant cu fundul pe un scaunel, nefirest să vezi un tigru cu o minge sau cu un ghem de cine știe ce pe nas. Nu corespunde biologiei lor și din anumite puncte de vedere sunt și cam luate în râs astfel de animale atunci când le punem să facă astfel de giumbuș lucruri. Pe lângă acest lucru mai este și modalitatea prin care se realizează dresajul, dresaj care este deseori cu o intervenție de a le speria pentru a le face să facă acest lucru și nu e bine. Asta este motivul pentru care în Europa, în marile țările europene sau cele mai dezvoltate, circurile au început să fie interzise. Multe țări europene, chiar și Grecia a interzis anul trecut circurile printr-o lege specială, fiindcă acestea, circurile, au astfel de activități prin care animalele sunt ținute în spații mici și animalele sunt expuse în niște situații, poziții nefirești pentru biologia lor. La noi în țară deja a început să se pună această problemă odată cu accidentul de la Circul Globus. Până la acel accident l-am avut pe domnul deputat Cernea, care din păcate pentru el, că nu mai e deputat, din păcate și pentru noi, că l-am avut deputat de Constanța, nu a înțeles ca să militeze pe niște lucruri realiste. În loc să militeze pentru niște lucruri realiste, cum au făcut-o alți deputați în alte țări și unde s-au obținut condiții mai bune pentru circuri în Germania sau eliminarea completă a lor în alte țări, acolo unde nu s-au putut obține astfel de condiții bune, cum e Grecia, e vorba de bani, de preț, el s-a ocupat de lucruri care erau firește interesante, atractive, delfinii, persoane non-umane și așa mai departe, dar care nu erau, nefiind realiste, nu au avut niciun fel de șansă decât de a atrage ochii presei asupra dumnealui. Acum, cu această situație nefericită cu incendiul de la Circul Globus, se pune și la noi problema și deja Primăria Bucureștiului s-a manifestat. Urmează și alte primării să urmeze respectivul exemplu și circurile cu animale să fie interzise în respectivele locații. Este posibil să urmeze și o lege organică în acest sens, să vedem cine face inițiativa legislativă, că trebuie să fie făcută într-un mod realist, realizabil, într-un mod în care se permite în continuare copiilor să aibă acces la educație. Noi, la Complexul Muzeal de Științe ale Naturii, avem o abordare diferită.
Noi suntem împotriva circului cu animale, noi avem reprezentații cu animale, cu delfini, în care le prezentăm niște comportamente normale, naturale, firești ale animalelor respective, sub relația și control uman, care să transmită, dincolo de legătura sentimentală a vizitatorului cu animalul, cu delfinii respectivi, ci și înțelegerea față de biologia acestei specii și față de responsabilitatea noastră vis-a-vis de ele. Sunt animale care, nu numai cele sub control uman, delfinii, de exemplu, de la Delfinarul Constanța, dar și animalele care sunt în zonele sălbatice, influențate de specia noastră, respectiv din mări și oceane, ei bine, sunt sub responsabilitatea noastră și copiii trebuie să înțeleagă puternici ăștia mici care vin la delfinariu și care, într-o bună zi, vor fi mai tari ca noi, vor putea face și mai mult rău decât am făcut, dar vor putea să facă mai mult bine, cu siguranță, fiindcă tehnologia îi va ajuta și vor putea să-și permite să realizeze și transport, să realizeze și să se și hrănească prin acvacultură și mai puțin pescuit, mai puțin impact asupra ecosistemelor cu animale. Animale care trebuie să facă parte din natură, așa cum și noi suntem o parte a naturii și trebuie să înțelegem într-o bună zi că responsabilitatea asupra situației lor nu stă în mâinile în unui demiurg, ci ale noastre. Noi suntem demiurgii planetei, noi suntem cei care putem strica, noi suntem cei care au făcut ca în aceste ultime două secole să dispare sute de specii care nu se vor mai putea întoarce. Noi putem în continuare să facem rău, așa cum putem în continuare să facem această planetă locuibilă pentru toți.